Bun găsit, stimați contribuabili. Am la dreapta cartea Știință și Tehnică, o revistă, dar îi spun carte pentru că așa îi place mai mult maestrului Mironov. Teribilul Alexandru Mironov scrie un editorial în Știință și Tehnică despre cimitirul de pe Marte. L-am pus în dreapta. În stânga sunt orașele cele mai vizitate ale lumii, 220 de astfel de localități, de zone, de teritorii de explorat. Dar înaintea noastră se află cumplita știre care a circulat în ultimele zile și nopți pe rețelele de socializare că s-ar fi prăpădit maiorul Voicu. Atenție, de data asta nu mai pare să fie o glumă. De aici și ținuta sobră pe care o arborăm. Bine, maiorul Voicu, care nu mai are nevoie de prezentare, este practic personajul numărul unu al acestei emisiuni, care de 6 ani ducea dorul. El este un fel de moto, da, un fel de cuvânt înainte al acestei emisiuni, care s-a vrut un palid omagiu, printre altele, și la excepționala cariera acestui maior de fundul Bucureștilor, de șoseaua Olteniței. Când mă gândesc, îmi și dau lacrimile, dragi prieteni. E bine, maiorul Voicu era deja oale și ulcele, așadar, când am demarat noi, și eu care credeam că până la urmă îl voi atinge măcar cu o floare, o floare de asta omagială, din când în când, când timpul, sigur, i-ar fi permis să arunce un ochi și spre ecranul televizorului. Evident că maiorul Voicu nu m-a cunoscut niciodată, nici n-avea de unde, pentru că doar eu mă intersectam cu el, el nu s-a intersectat niciodată cu mine. În afară de niște frunze măturate pe aleile pe care el își purta pașii, sau mă rog, unde punea frână IMS-ul lui ceaușist, în rest n-avea de unde să mă cunoască. Sigur că am mai făcut de câteva ori curat în biroul lui, pe la peștele de televizor, da? Avea câte un urs de la câte un rinocer. Ce mai primea el șpagă vag, așa, în cristaluri din când în când, în bibelouri de pus pe aici, pe acolo. În rest, pachete de ASOS, cum spuneam și zilele trecute, pungi de cafea și așa mai departe, ca să poți să ieși și tu măcar până la Big. Că altfel, dracu, te lua și nu-ți vedeai decât la telejurnal sau în pozele trimise de familie, amintirile, sau nu-i vedeai pe cei de lângă tine. Așadar, aflăm cum le-am aflat pe toate în această emisiune, care parcă se întinde de câteva decenii pe micile ecrane, se pare că nu sunt totuși decât 6 ani, nici măcar ăia încă întregi. În fine, și maiorul Voicu n-a apucat măcar o dată să spună, bă, parcă-l știu pe undeva, de undeva pe ăsta. N-a apucat așadar o telespectatoare, nu știu cine, așa cum se întâmplă de obicei când îți bate cineva discret la ușă și te aștepți la cu totul altceva, vine și spune, știi că s-a prăpădit ăla. Vai, Doamne, da. Haide, intrați un pic, nu poate să fie adevărat. Da, e mor de 15 ani. A, ni se mai întâmplă, așa, din ce în ce mai des, odată cu depărtările astea create de logistică, create de sistemul pe care și noi l-am brevetat, adică să trăim în alte lumi decât cei cu care am fost tovarăși până la un anumit moment. Și afli așa, bă, s-a dus, și că s-a dus ăla, a murit acum 20 de ani, l-a călcat un struț. Rămâi mască, dar nu mai știi dacă să-ți pară rău, dacă nu, cum să plângi un mort de care n-ai știut nimic 20 de ani. El de fiind mort de 20 de ani. Deci cam așa și cu maiorul Voicu, emisiunea asta practic a fost concepută în amintirea lui. Zilele alea, într-adevăr, de pușcărie, de anii 50, nu de pușcărie lui Fenechiu sau ale femeilor de la Târg Șor. Noi au închisorile anilor 50, numai cine a făcut armata la liziera anilor 80-90 poate să depună mărturie pentru așa ceva. E bine, maiorul Voicu era un fel de reeducator, un fel de zbir absolut, și acum mi-amintesc ceafa lui neagră, mă, neagră ca Banosu, de ziceai că Idris Elba ăsta, da? Marele actor, avea ceva din mersul lui maiorul Voicu și chipiul ăla așa cu mov, că era maior de intendență sau nu știu ce. În orice caz, l-am visat pe maiorul Voicu în toate împrejurările posibile, pentru că de la el ni se trăgea.
în anii aia de coșmar care a urmat după. Ne trezeam cu toții la 4 dimineața și dădeam apelul. Da, făceam culcaturi în somn și așa mai departe. Deci a fost o teroare incalificabilă acea perioadă. Tot ce a însemnat anii ăia de post-cazarmament, e bine, imaginea marelui major era de regulă deasupra și te uitai la el așa ca la Kim Ir-sen, din când în când, sigur, când onoarea ți-o permitea, n-aveai voie să faci asta toată ziua. Da, așa se pare, la cât am îngropat în emisiunea asta, cred că l-am depășit și pe Vântul. Ei bine, astăzi îi aducem așadar un omagiu postum, ca în Normandia, când te duci cu o floare și pui acolo la mormintele alea nesfârșite ale soldaților căzuți în cel de-al doilea război mondial, la Omaha Beach, zonele alea, cimitirele alea inimaginabil de mari, așa, cât vezi cu ochii numai cruci, și pui o floare așa pentru necunoscuți. Asta facem și noi în debutul acestei emisiuni. Una absolut banală, într-o zi banală, am aflat că s-a curățat majorul Voicu. Deci n-a mai rămas nimic din marea unitate militară pe care l-o conducea cu o mână de fier. Evident, țin minte și acum, în superioritatea lui evidentă, cum îi culca pe bătrânii plutonieri, care n-aveau altă vină decât că îi tăiau calea la un moment dat majorului Voicu, îi culca pe ea de la magazie, tablagie aia care era aproape de pensie și care roseseră toată viața lor un os care de fapt nu era al lor, anume statul. Stăteau acolo în cușca lor, că asta era magazia în armată. Păzeai niște bocanci, păzeai harnașamentul ăla, de ziceai că e pentru cai, pentru vite. El era de fapt pentru oameni. Mai primeai o sticlă de țuică, te mai uitai de câteva ori la ceas, plecai acasă. Închideai, aveai lăcățelul ăla și plecai, nu mai nicio activitate. Plutonier de magazie. Când mai ieșea câte unul să plimbe un pic pe alei să-l mai salute lumea, dacă te întâlneai cu majorul Voicu, ăsta te trimitea la pământ. Dar când nu-l lăsau gradele, așa îi spunea tablagiului respectiv, care după două flotări era deja learcă de sudoare, nu-și permitea așa ceva. După aia îl jura pe Voicu cu săptămâni în șir. Câte ori se îmbătau, ca porcii. Evident, în armată, în afară de băutură, practic nu te ținea nimic în viață. Am mai auzit câteodată cum astăzi ar trebui și că să auzim sirenele. Am mai auzit câte un glonț așa pierdut. Mai zburase unul creierii printr-un planton dintre ăsta. Că era greu să te agăzi de ceva. Nu exista viitor pe vremea aia. Veți conveni acest lucru. Noi tocmai ne debarasaserăm de regimul comunist. Nu aveam niciun reper în România continentală anilor 90, abar n-aveam ce s-ar putea întâmpla, hop în armată, odată eliberați din pușcărie, că practic asta a fost, stăteam în stația de tramvai, țin minte și acum, și nu știam în ce direcție să o apucăm. Nu exista niciun fel de viitor atunci, unde să te duci? A, de preferință spre Gara de Nord, e adevărat, dar era vreo grabă. Stăteai până venea tramvaiul 1, ăla venea din Popeș-Leordeni, gol, bineînțeles că aia era prima stație. Te uitai la el, vatmanul se uita la tine, deschidea ușile, vedea că nu te urci, le închidea înapoi. Pleca spre Big, tot așa, gol, mai făcea vreo 3 stații până acolo, se umplea, bineînțeles, la Big, nu mai avea niciun loc, se duceau toți în obor, la târg, pe la ce era pe acolo. Mai stăteai vreo 2-3 tramvaie, ți-a și puțin așa jenă să părăsești spațiul ăla, dar în care devenisei din om neom. Da? Eram exact ca maimuțele alea care scăpaseră de la laboratorul de analize și cu care nu știai ce se va întâmpla. Dar aveau și ele totuși regretul că părăsesc o instituție morbidă, dar care le fusese casă atâta vreme. După un an de sălbăticie, efectiv nu mai țineai nici pixul mână, nu mai aveai ce să faci, nu mai puteai să te semnezi, nu mai știai nimic. Nici degetele de la picioare nu ți le mai simțeai din cauza bocancilor pe care trebuia să-i porți practic 22 de ore pe zi. Aici incluzând și plantoanele. Tu cam 2 ore dormeai rotund pe noapte, dar dacă stăteai 22 de ore pe zi cu bocancii aia,
grei de o tonă, plin cu apă, cu nisip, cu ce erau, a dat seama că nu mai avea nicio legătură cu tine însuți. Și asta, adică, țin bine momentul ăla când ne-am despărțit definitiv de Maiorul Voicu și așa a și fost, aveam să-l mai vedem niciodată. De atunci, lăsând tramvaiele alea să se ducă unde aveau să meargă și până la urmă ne-am suit și noi într-unul din ele și duși am fost. Bă, eram exact ca aia condamnați pe care nu-i aștepta nimeni, bă, la ieșirea din pușcărie. Nu mai aveai, nu-i cunoșteai pe nimeni, da? Cum era pe vremuri. Luai 25 de ani pentru un omor. Aveai o clipă de rătăcire, băgai cuțitul într-unul până în plăsele, luai 20-25 de ani, într-un omor deosebit de grav, intrai la pușcărie, stăteai ca porcul la pușcărie 25 de ani, când ieșai era o altă lume. Tu nu mai cunoșteai pe nimeni, nu vorbeai cu nimeni, unde să te integrezi? Așa eram și noi. Că băuci, ții minte, după aia am mai ținut legătura o perioadă foarte lungă cu cei cu care stătusem înăuntru la pârnaia aia. Mulți dintre ei nici măcar nu mai știau unde trebuie să coboare din tren. Mergeau cu trenul, știau că își amintiau că totuși cu trenul veniseră la pușcărie, mai știau unde se duceau. Mai rețineau exact. Unii dintre ei, nu-i nicio legendă, nu-și văzuseră casa niciodată în perioada aia, dar se dezumanizaseră. În primul rând asta era, nu timpul. O să ți se pară sigur că dacă stai acasă în canapea sau în fotoliu, ți se pare puțin un an. Bun, dacă stăteai acolo secundă de secundă, era mult, tată. Păi numai cât a nins în iarna aia, în 1991. Dumnezeule, ce zăpadă! Bine, peste toate astea era mauzoleul Maiorului Voicu. Astăzi, așadar, cu voia telespectatorilor, îi aducem un omagiu, practic, la mortul zilei, mor de 10 ani. Așadar, marele Maior. Bun, fără să-l salutăm, că n-aveai voie să saluți. Știți, ne-ți minte cum era în armată, cel puțin armata română, că apoi am văzut și eu în filme tot felul de derbedei de ăștia care salută fără ceva pe cap. În armata română n-aveai voie să saluți dacă aveai scăfârlia goală. Chel, mai ales cum am ajuns și eu, să știți că de asta am chelit. Nu-i nicio glumă, tot din armată. Aveam păr de rocker, nu chiar ca al Robert Turcescu, că n-aveam vocea lui și probabil nici talentul lui, dar aveam păr lung, păr serios, da? De bărbat bine. E bine, odată cu armata, na, s-a terminat. Boneta aia cu cuc și pe aia trebuia să o ții, mamă, câți cuci am pierdut. Orice cuc pierdut era un drum spre eșafod. Da? N-aveai voie. Cucii aia, tată, că erau niște steme, era cred că stema aia, vechea stemă socialistă, cu grânele, cu sondele de petrol, cu astea, aia era. Trebuia să o ai întotdeauna pe cuc. Astea se furau cel mai ușor. Puneai mâna în vis pe bonetă, așa făceai. Și simțeai că nu-i cucul acolo. Te trezeai, sudoare, tot, te duceai repede, căutai fiecare unde și ascundea cucul. Unii în bocanci, alții în chiloți, alții direct în valiză. Unii puneau la chiuvetă, nu știu pe unde. Te duceai acolo unde știai că e cucul, da? Băgai mâna și într-adevăr nu era. E? În momentul ăla aveai două variante. O să te duci să te agăți de un copac în curte și până dimineața era inert, o să încerci să furi un cuc. Da, de la cineva. Mai erau unii care se îmbătaseră tot așa ca vitele cu o seară înainte și lăsaseră boneta pe marginea patului. Și atunci sigur că le puteai scoate cucul cum i-ai scoate astăzi unuia un rinichi. Da, îi scoteai repede cucul, ți-l puneai ție sau înghițeai cucul. A, ghiței cucu, măcar dimineața când veneai la și cu boneta fără cuc, tu ai aici, ai cucu aici, tăiați-mă și o să vedeți că e cucu aici. Fără cuc nu existai. Te vedea Maiorul Voicu fără cuc pe aleile alea unde îi măturai lui frunzele. Hai, mamă, soare! Deci te trimitea direct la pietrele. Da? Dar la pietrele nu te mai întorceai. De acolo nu se întorcea nimeni. Aia nu s-ar fi întors nici măcar Petrini din cel mai iubit dintre pământeni. Dacă ajungea vreodată la pietrele. Acolo nu exista întoarcere. Și asta era mare amenințare. Nu făceai bine curat în biroul Maiorului Voicu, la pietrele ajungeai. Bun, dragi prieteni, haideți că avem o știre, într-adevăr, care ne va bine dispune și încet, încet o să revenim. Așa facem de fiecare dată când petrecem la groapă pe cineva. Până la urmă ne revenim. Eu n-aș fi de acord cu teoria asta, niciodată n-am fost.
după o mare pierdere, în general, eu nu mi-aș mai putea reveni. Dar așa e lumea. Așa mi s-a spus, că trăie capul sus, mergem mai departe. Da? Întotdeauna după o mare înfrângere, așa ci că e omenește. Încă o dată nu sunt de acord cu această teorie. Eu merg mai degrabă pe ideea că dacă ai avut de pierdut o dată la nivelul colosal, nu te mai poți ridica. Și nici nu merită. Adică, de ce până la urmă să faci pe grozavul când tu oricum rana aia o car după tine o veșnicie? Nu, deci prefer să rămân în genunchi și să-mi alin acolo suferințele de unul singur. Da, pentru că, spuneam, asta e regula în societate și aruncă după aia cu oase în tine dacă nu faci așa. Trebuie să mergem și noi mai departe și fiți atenți.